Biblioteca Județeană Ion Helia de Rădurescu Dâmpovița organizează o conferință de presă în care prezintă datele cele mai importante privind raportul de activitate pe anul care tocmai s-a încheiat. Referitor la evoluția imaginii existente și la măsurile luate pentru îmbunătățirea acesteia, am încercat să menținem vizibilitatea bibliotecii în cadrul evenimentelor comunității, adică am participat la tot ceea ce a însemnat festival, sărbătoare, concurs, târg, expoziții sau întâlniri cu personalități ale vieții culturale locale sau naționale. De asemenea, prin intermediul social media și new media, am încercat să ne promovăm resursele, activitățile, serviciile și programele bibliotecii, iar dumneavoastră ați fost martori la această promovare și chiar ați fost actorii principali care au venit în întâmpinarea noastră. Am inițiat campanii pro-bibliotecă, de exemplu în 2023, 2022, 2023 avem vizite organizate aproape săptămânal cu elevii de la liceele din județul Dâmbovița și le prezentăm serviciile oferite de către bibliotecă. Am valorificat statisticile pentru a evidenția interesul crescut al membrilor comunității dâmbovițene față de resursele, programele și serviciile pe care le oferim. De asemenea, colaborăm cu diversi parteneri pentru a ne promova programele culturale, dar în același timp a promova și programele culturale ale partenerilor noștri, dar și programele educaționale ale acestora. Și de asemenea am încercat să promovăm activitatea bibliotecii în locuri mai puțin convenționale, astfel încât să venim și în întâmpinarea non-utilizatorilor noștri și astfel am câștigat, vreau să vă spun, și din cadrul acestora noi cititori, noi utilizatori ai serviciilor bibliotecilor. În afară de cele enumerate mai sus, am mai luat și alte măsuri pe parcursul anului 2023, în sensul că am consolidat comunicarea cu mediul intern al instituției, adică cei cu salariații instituției noastre, în sensul că ne-am consultat privind elaborarea calendarului de evenimente culturale, am făcut brainstorming privind accesarea diverselor programe sau organizarea de întâlniri periodice pe teme profesionale, atât la nivelul bibliotecii județene, dar și la nivelul bibliotecilor din rețeaua bibliotecilor publice de pe raza județului Dâmbovița. Am comunicat permanent cu toate categoriile de public în vederea organizării de evenimente destinate tuturor palierelor de vârstă. O altă modalitate de vizibilitate a noastră a fost editarea publicațiilor proprii, și anume calendarul anual al diverselor forme de manifestări culturale, Curierul, revista noastră de specialitate, care este bilunară și care a depășit 20 de ani de apariție neîntreruptă, și de asemenea anuarul bibliografic dâmbovițean. Recunoașterea muncii noastre ca și echipă s-a concretizat prin primirea premiului Societății Scritorilor Târgovișteni Dan Simonescu pentru volumul Ion Helia de Rădulescu, Ctitor de Cultură Românească, și diploma ANBPR, Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România, pentru cea mai bună lucrare de specialitate, aceeași lucrare Ion Helia de Rădulescu, Ctitor de Cultură Românească. Tot legat de vizibilitate și de imaginea bibliotecii, putem să aducem aici în discuție și accesarea site-ului, pentru că foarte mulți utilizatori de noștri, în special tineri, generația tânără, accesează site-ul bibliotecii pentru a vedea care sunt evenimentele pe care le organizăm, și nu neapărat evenimentele pe care le organizăm pentru că Facebook-ul își face treaba mai bine din punctul ăsta de vedere, dar site-ul este accesat pentru a consulta publicațiile bibliotecii care se află în OPAC, în catalogul online. Și astfel, față de 2022, în 2023 am avut o creștere, zic eu, foarte mare a accesării site-ului, de la 97.969 accesări în 2022, în 2023 am avut 248.417 accesări, și acest lucru l-am pus noi și pe seama faptului că avem un nou serviciu de bibliotecă, și anume Cloud Library, unde utilizatorii își pot împrumuta carte electronică pe baza permisului de bibliotecă. Sunt cărți, cele mai noi apariții și cărți care sunt, să zicem așa, la modă, în trend, în rândul preferințelor de lectură, în special ale tinerilor.